Doi bărbați au fost transportați la spital cu răni multiple în urma unei altercații petrecute în localitatea gălățeană Blânzi, în care ambii au folosit cuțite. La un bar de pe raza satului Blânzi, comuna Corod, pe fondul consumului de alcool, a avut loc un conflict spontan între trei tineri, fiind folosită și o armă albă. Cel mai tânăr avea o plagă în flancul drept, deci undeva în zona abdominală, iar celălalt de 33 de ani o plagă la nivelul toracelui. Amândoi au fost preluați, li s-au acordat primele îngrijiri și au fost transportați la Spitalul Municipal Anton Cincu Tecuci. Ulterior, colegii noștri de la Smurd au transferat pe cel de 33 de ani, fiind într-o stare mai gravă, la Spitalul Județean Sfântul Apostol Andrei. Polițiștii efectuează cercetări pentru săvârșirea infracțiunii de lovire sau alte violențe și în funcție de starea de sănătate a victimelor, coroborată cu certificatele medico-legale, se va încadra legal fapta.